Internaționalul francez al echipei AC Milan, Olivier Giroud, și-a oficializat luni plecarea de la clubul italian la finele actualului sezon competițional. Giroud a făcut anunțul prin intermediul unui videoclip publicat pe o rețea de socializare a clubului din Serie A. Voi juca ultimele două meciuri cu AC Milan. Îmi voi continua cariera în campionatul nord-american, a anunțat atacantul. Francezul a reușit să marcheze 16 goluri și să ofere 9 asisturi în 45 de partide jucate pentru rossoneri în toate competițiile. El nu a menționat numele viitoarei sale echipe, care, potrivit presei internaționale, ar urma să fie Los Angeles FC. Acestea au fost știrile WeSport. Noi vă mulțumim că ați fost alături și vă dorim toate bune!